Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Bine v-am regăsit în Palatul cu Inorog. Iată, continuăm discuția din această săptămână cu domnul regizor Nae Karanfil, căruia îi mulțumim încă o dată că a acceptat invitația noastră în Palatul nostru. Și iată-ne astăzi, 20 ianuarie, în fața faptul împlinit. Filmul dumnealui, 6,9 pe scara Richter, este în cinematografe. Aș dori să mai aflu câte ceva despre această producție. Și în primul rând, mă interesează cum s-a ajuns la acest film. Adică a fost o căutare pentru un nou gen pe care să-l abordați? Sau a fost o idee de scenariu? Sau ce a fost, de fapt? Bun, hai să le luăm pe rând atunci. În primul rând, originea, geneza acestui film provine din 2010, când se începuse așa un fel de val de comentarii alarmiste despre sfârșitul lumii anunțat de sfârșitul calendarului maiaș pe 21 decembrie 2012. Și m-am gândit că ar fi interesant să încerc o comedie cu accente apocaliptice, pe care, dacă se poate, să o lansez chiar la acea dată fatidică. Mm-hmm. Sigur că nu s-au întâmplat așa lucrurile. Closer to the Moon a devansat 6,9 și l-am făcut înainte. L-am redescoperit pe 6,9 după ce am terminat cu Closer. Dar eu încerc să fac comedie într-o zonă, nu știu cum să o definesc. Vreau ca lumea să râdă, dar să râdă de lucruri mai puțin vesele, mai puțin colorate în roz decât e obișnuită. Eu nu suport ceea ce numesc comediile de repertoriu, adică comediile care lucrează cu elemente, cu tropi, cu gaguri de repertoriu, foarte cunoscute și care pun publicul în poziția de siguranță, sunt pe teritoriu cunoscut. Ca să dau exemple, nu-mi plac comediile cu chiprocouri de țărani hâtrii care sunt luați de miliardari americani, nu-mi plac gagurile cu valize identice, încurcate între personaje, nu-mi plac comediile cu soții încornorați sau prinși de soții în patul cui nu se cuvine. Deci încerc să fac comedii pe niște elemente mai puțin obișnuite și mai puțin obișnuite pe niște ingrediente care nu sunt neapărat ingrediente de comedie. Viața nu e tot timpul frumoasă, viața nu e tot timpul roză. Dar poți râde de ea oricând. Și aici, în filmul meu, este, lucrez cu ingrediente destul de, să zicem, negre. Cum e criza de cuplu, cum sunt cutremurele, cum este, este clar că depresia clinică, de exemplu, este unul din elementele comice, dacă se poate numi așa, ale filmului meu. Și din cauza asta, eu sper ca filmul să intereseze și să nască un râs altul decât cel cu care ne-am obișnuit la filmele numite comedii. Aveți o istorioară amuzantă de pe platoul de filmare legată de această nouă premieră? Da, spuneam cu ocazia anterioară că noi am construit un apartament în replică la unul existent în platou și pe care l-am pus pe arcuri în așa fel încât să poată fi zgâlțit de către mașiniști, în așa fel încât să creăm cutremure. În pauze și, între cadre, unii membri ai echipei se jucau și ei prin decor, dându-se de-a cutremurul. La finalul lucrului în acel decor, înainte de a-l demonta, i-am rugat și eu pe mașiniști să mă dea huța în apartament. Și în momentul în care s-a întâmplat lucrul ăsta, eu nu știu dacă a fost exces de zel sau pur și simplu se bucurau că s-a terminat, dar m-au zgâlțit atât de tare încât mi s-au muiat genunchii. În momentul în care am început să-mi joace pământul sub picioare, m-a apucat un tsunami de panică și am cerut imediat stop joc și am autorizat demontarea decorului. Va fi filmul
în opțiunea dumneavoastră? Un cutremur pentru ceea ce înseamnă, să zicem, cinematografia actuală? Nu mă pot aventura să spun așa ceva. Nu, și nici nu se dorește să fie un cutremur. Adică nu revoluționez limbajul cinematografic, nu ofer publicului o probă de răbdare și de ambiție de a ajunge până la sfârșit, pentru că filmul este totuși prietenos cu spectatorul, nu este un exercițiu de un exercițiu dificil de răbdare. Deci eu sper să fie, să se cutremure salele de râs, asta da. Și să nu se cutremure de alte lucruri.